Colegiul Național Mircea Eliade din Reșița este în pas cu trendurile informatice. După accesul în școală doar pe bază de amprentă, acum a urmat și un catalog online pentru părinții care lucrează în străinătate și nu pot ajunge la școală pentru a vedea notele copiilor. Aceștia au la dispoziție o parolă cu ajutorul căreia vor putea accesa catalogul clasei. Acolo vor vedea notele actualizate săptămânal, absențele copiilor, precum și eventuale notificări ale dirigintelui. Este în primul rând parolat. Parola nu o primesc părinții decât de la mine sau de la colegul care administrează site-ul și pe baza buletinului de identitate, ca să știm sigur cui o dăm. Și dacă părinții nu vin să-și ia parola, nu o să primească parola? Nu, este opțional. Este opțional. Dacă doresc să știe, mai ales și din sănătate, să-și vadă situația copiilor, pot să o facă, dar primesc parola de la noi doi. Programul informatic a fost dezvoltat de profesorul Sorin Oțelariu, care se ocupă și de gestionarea site-ului oficial al colegiului. Mai avem o pagină cu istoricul liceului, o pagină cu profesorii liceului, care încă nu este pusă la punct din punct de vedere al informației, se culeg încă informații, o pagină cu proiecte și, sigur, o pagină de contact. Dar cea mai importantă rubrică a site-ului este aceea catalogului online, care a fost tot ideea domnului director. A fost destul de dificil de realizat, pentru că trebuia să gestionăm în așa fel baza de date, încât accesul să se facă pe bază de parolă pentru fiecare clasă în parte. Deci nu pe întreaga bază de date, ci pe fiecare clasă în parte. Acum site-ul este finalizat, pentru semestrul 1 s-au introdus mediile generale, iar pentru semestrul 2 urmează să se introducă notele. Sigur că putem oferi site-ul acesta oricărei școli care își dorește să aibă un catalog online, în care liceu se poate adapta și eu zic că este un lucru bun, pentru că în felul acesta, mai ales părinții care lucrează în străinătate, sunt departe și pot supraveghea mai ușor copiii în felul acesta. Vestea catalogului online, care va permite deconspirarea unor informații interzise până acum părinților, a venit ca o lovitură pentru elevi. Eu nu sunt de acord cu catalogul online. De ce? Pentru că pot vedea părinții notele și absențele. Și ei tăi știu? Da. De catalog. Da. Și până acum îți știau notele și absențele, nu? Da. Și ce se schimbă acum? Păi, nu știu, văd ei când nu trebuie. Adică... Aveți nevoie de timp ca să le pregătiți vestea? Da. Nu prea bună. De ce? Pentru că ne văd părinții notele și absențele. Ai tăi știu de catalog? Da. Știu și ei. Da. Și ce au zis? Că sunt de acord cu catalogul. Până acum nu știau oricum notele? Nu veneau la ședințe să vadă notele? Ba da, veneau. Și ce se schimbă acum cu catalogul? Păi nu știu, dacă... Poate nu vrem să-i informăm noi și atunci e catalogul. Sau poate ai nevoie de timp să pregătești. Da, da, da. Vestea. Da. Este o idee bună, însă eu prefer să le zic părinților notele mele și absențele, nu să le afle de pe internet. Și ar fi fost o idee mai bună să înceapă această metodă de la anul viitor școlar. Păi de ce? Da. Pentru că anul acesta este pe terminate și era mai bine de anul viitor. Catalogul online este o idee mai veche a Ministerului Educației, care ar putea fi implementat la nivel național. La ora actuală, doar câteva unități școlare din orașele mari au un astfel de catalog.